Proiectul dezbătut astăzi în cadrul cercului pedagogic susținut de către dascăli ai școlii gimnaziale Sfântul Iacob a fost unul de lungă durată și s-a numit Călătorie în împărăția emoțiilor. Acesta a demarat la începutul lunii aprilie și după mai multe săptămâni în care fiecare profesor a studiat emoțiile la clasă cu elevii, astăzi s-a finalizat prin prezentarea rezultatelor în fața cadrelor didactice din învățământul primar, din Câmpul Lung și zona Muscel. Activitatea a fost deschisă printr-un dans tematic prezentat de copiii de la clasa a treia. Emoțiile au fost aduse în fața invitaților printr-o mică scenetă după o lectură studiată la clasă, Vrăjitorul din Oz, prezentată în fața invitaților de elevii clasei a doua. Vom prezenta povestea Vrăjitorul din Oz, pe care noi am citit-o și astăzi vă vom spune ce învățăminte am desprins noi de aici. Dragilor, cred că știți deja, eu sunt leul cel lăs și cred că m-am născut așa. Toate celelalte animale din pădure se așteaptă să dau dovadă fără semăn, pentru că leul este socotit regele animalelor. Tot vitățile fug de mine înspăimântate, dar mărturisesc cu tristețe că eu n-am deloc curaj, sunt cel mai mare laș. Leul a dat dovadă de curaj atunci când a sărit peste o prăpastie, transportându-și prietenii pe spinarea lui. Și sperietorii a gândit foarte bine atunci când a propus ca omul de tinichea să taie copacul din marginea prăpastiei și să-l transforme în pod pe care ei să treacă. Activitatea de astăzi a fost una interactivă. După fiecare moment, cei prezenți fiind invitați să-și exprime pe hârtie stările pe care le încearcă în acel moment. Noi simțim fiecare emoție în moduri diferite, în interiorul corpului nostru. Modul în care exprimăm în exterior o emoție, prin expresii faciale sau diferite posturi, comunică multe lucruri celor din jur. Aceste emoții sunt încercate și de elevi, un rol important al dascălului, fiind acela de a învăța pe aceștia cum să le stăpânească. As we go through this process that we're in the midst of at the moment, which you will continue later on today, let's hope we find something good at the end, because that is the purpose. Iar prin ce încercăm să facem noi astăzi, să sperăm că vom ajunge până la sfârșitul activității să desprindem ceea ce e mai bun și să ajutăm prin ceea ce facem copilul din mijlocul nostru. And always the children are here. Și întotdeauna copilul să fie în sufletul nostru. We're helping them to find their feelings as well. Because as we know, children come into us each day from different atmospheres, different environments. Different children maybe one day to the next. And we need to recognize that. Da, să încercăm să-i ajutăm în fiecare zi, pentru că vin la noi cu trăirile lor, cu sentimentele lor și au neapărat nevoie ca aici să fie înțeleși, ajutați și acesta este rolul nostru foarte important în viața lor. Cercul pedagogic propus de cadrele didactice de la școala gimnazială Sfântul Iacob are drept scop gestionarea emoțiilor în favoarea elevilor care studiază aici. Proiectul nostru s-a desfășurat pe o perioadă îndelungată, se numește Călătorie în împărăția emoțiilor. Am pornit de la 1 aprilie până la începutul lunii mai. Am realizat activități la clase, fiecare dintre colegele noastre și am avut ca scop în această perioadă dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor. Ne-am propus întâi să arătăm elevilor cine sunt ei, cu ce se confruntă, ce calități, ce defecte au. Apoi ne-am propus să identifice întâi și întâi emoțiile care încearcă în diferite momente ale vieții lor, să dezvolte capacitățile de viață, că în ziua de astăzi mult, mult se schimbă în viața lor de școlar și în viața lor de familie și în viața noastră de la școală și nu în ultimul rând să le dăm aceste abilități de a se descurca în situații critice,
întotdeauna să primeze emoțiile pozitive și să știe cum să gestioneze emoțiile negative, firesc apar și acestea în viața noastră, dar să le poată transforma în emoții pozitive ca să facă față încercărilor prin care trece fiecare dintre noi la un moment dat al vieții noastre și fiecare dintre ei la un moment dat al vieții lor. Că toată viața lucrăm ca să ajungem să devin stăpânii emoțiilor, să gestionăm emoțiile așa cum trebuie. După ce am discutat cu copiii, au încercat să-și identifice foarte bine emoțiile și la un moment dat să exteriorizeze. Acum la manetă este bucuria. Acum doamna învățătoare mă încearcă tristețea. Ce bine ar fi dacă ar veni bucuria și ar da-o deoparte. Încercăm prin activitatea noastră de astăzi să parcurgem și noi câțiva pași, să reușim să gestionăm emoțiile noastre așa cum trebuie, ca apoi să reușim să gestionăm emoțiile elevilor noștri. Activitatea a cuprins și un referat despre inteligența emoțională, diversitatea emoțiilor și rolul acestora în învățare. Discutăm despre emoții astăzi și aflăm că nicio emoție nu este mai importantă decât alta. Emoția este o stare, o trăire de scurtă durată, soțită adesea de modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate. Nicio emoție, întocmai precum un val, nu își poate păstra mai mult timp forma sa individuală. Fiecare dintre noi merge prin viață condus de emoții și dacă vrem să ne trăim viața la adevăratul nostru potențial, este necesar să facem în așa fel încât emoțiile să acționeze în favoarea noastră. Acesta este, de altfel, un mod aparte prin care fiecare copil în parte, care studiază la școala gimnazială Sfântul Iacob, se simte special prin educația pe care o primește.